Și când nu sunteți la dietă, nu puteți să mâncați acum în fiecare zi câte 2-300 grame sau orice aliment pe care l-am spus în clipul acesta, pentru că au foarte multe calorii. Dacă mâncați câte 200-300 de grame din alimentele acestea, v-ați luat tot necesarul caloric. Vă dați seama cum puteți să mâncați decât 2-300 de grame și să vă luați 1800-2000 de calorii. Salut, sunt Otto de la Miere TVO, iar astăzi vom vorbi despre top 5 cele mai proaste alimente pentru slăbit. Așadar, dacă sunteți la o dietă sau la o cură de slăbire, da, vreți să slăbiți, sunteți într-un deficit caloric, să zicem ca bărbați mâncați undeva la 2000 de calorii pe zi, iar ca femei mâncați undeva la 1500 de calorii pe zi, vă recomand să evitați cât se poate aceste alimente pe care vi le spun acum, pentru că unele, datorită conținutului bogat de grăsimi, pot ajunge și la 900 de calorii pe 100 de grame, vă dați seama? Adică dintr-o 100 de grame sau dintr-o 100 de mililitri puteți să vă luați jumătate din necesarul caloric pe care trebuie să-l consumați în fiecare zi, ceea ce este enorm. Pentru că au un conținut foarte mare de grăsimi, au un număr foarte mare de calorii și, după cum știți, ca să slăbim, trebuie să fim într-un deficit caloric. Nu faceți cancer de la ele, nu sunt toxice, din contră, unele sunt foarte bune, foarte benefice, au grăsimi sănătoase, dar când vorbim despre o perioadă de slăbit, nu avem de ce să ne atingem de aceste lucruri, pentru că îți pot crea dependență, poți să consumi lejer peste 100 de grame și chiar dacă sunt sănătoase, nu te vor ajuta să slăbești, din contră, te vor îngreșa. Iar dacă vrei să te îngrași, trebuie să consumi aceste alimente din ce în ce mai des, să consumi din ce în ce mai multe alimente care sunt foarte bogate în calorii, pentru că acestea te vor ajuta să consumi mai multe calorii în fiecare zi și astfel să crești în greutate. Știu că foarte mulți au și problema aceasta, să crească în greutate. Ok, haideți să începem. 1. Primul aliment este uleiul de măsline și orice fel de ulei. Dacă începe cu ulei, este nasol. Fie că este de floarea soarelui, fie că este de măsline, uleiurile sunt foarte, foarte proaste pentru a slăbi, pentru că au foarte multe calorii. Toate uleiurile au undeva la 900 de calorii pe 100 de grame, ceea ce este extraordinar de mult. Mă rog, pe 100 de mililitri, pentru că uleiul se măsoară în mililitri, da? Așa că aveți foarte mare grijă cu uleiurile, pentru că foarte mulți oameni îmi zic: domne, mănânc foarte sănătos, mănânc foarte multe fructe, foarte multe legume, cum ai spus tu, pentru că mi-ai spus că sunt foarte slabe în calorii, dar totuși nu reușesc să slăbesc. Cred că ar trebui să mănânc mai puține legume, să mănânc mai puține fructe. Dar acești oameni nici măcar nu conștientizează cât ulei consumă, pentru că ei își fac niște legume la tigaie sau la cuptor. Bagă niște cartofi, de exemplu, la cuptor sau trag niște legume la tigaie și pun o grămadă de ulei. Nici măcar nu măsoară, nici măcar nu țin cont de uleiul pe care îl adaugă. 100 ml de ulei sunt câteva linguri de ulei, vă dați seama, și ei toarnă așa cu sticla, nici măcar nu pun în lingură să toarnă după aia cu lingura. La fel când fac salate, da? Doamne, mănânc foarte multe salate, mănânc multă salată, dar totuși nu reușesc să slăbesc. Da, pentru că pui mult ulei în salată. Eu nu pun absolut deloc ulei în salată. Chiar dacă uleiul de măsline este super sănătos, nu avem nevoie de el în cantități atât de mari. O alternativă foarte bună la uleiul de măsline este să mâncați măsline, să mâncați direct măsline. Măslinele au mult, mult, mult mai puține calorii decât are uleiul de măsline. Nici nu se poate compara, numărul de calorii este mult mai mic. De ce nu mănânci mai bine 5, 6, 10, 20 de măsline decât să-ți pui acolo 2-3 linguri de ulei în salată, să mai pui o lingură de ulei când îți faci o omletă în tigaie, îți mai pui încă o lingură, două în ulei când tragi niște legume la tigaie și uite așa ajungi să consumi câțiva zeci de mililitri în fiecare zi de ulei și te sabotezi singur și nu mai reușești să slăbești. O fi sănătos, dar oricum sunt o grămadă de alte grăsimi sănătoase pe lumea asta care au mult mai puține calorii. Putem să luăm grăsimile sănătoase din pește gras, da, cum ar fi somonul, care are mult mai puține calorii decât uleiul de măsline. Putem să ne luăm grăsimile sănătoase din măsline, după cum v-am spus, mâncați direct măslinele. Putem să ne luăm grăsimi sănătoase din avocado, la fel, avocado are mult mai puține calorii, are 160 de calorii pe 100 de grame. Eu personal nu consum avocado, dar știu că foarte mulți oameni sunt fani avocado și le place foarte mult. Foarte bine să consume avocado dacă vor, n-am nicio problemă. Eu pește gras mănânc foarte rar și pește în general mănânc foarte rar. Măsline consum cel mai des, măsline consum destul de des, cum spun, fiecare săptămână. Avocado la fel, nu-mi place, nu consum efectiv, nu am consumat cred că decât o dată sau de două ori în viața mea. Și cu toate astea n-am treabă, sunt sănătos. Asta nu înseamnă că dacă nu consumi uleiuri sănătoase, grăsimi sănătoase, ești bolnav sau o să ai hormonii dereglați sau cine știe ce. Nu consum uleiuri din acestea pentru că oricum mănânc carne, mănânc ouă, mănânc lactate, da, mănânc brânză, mănânc cașcaval. Oricum îmi iau foarte multe grăsimi de acolo. Într-adevăr, nu sunt cele mai bune grăsimi, da, sunt grăsimi nesaturate. Dar dacă mănânc foarte multă carne și de multe ori mănânc și carne grasă, credeți că mai am nevoie să mai pun încă
o lingură, două de ulei de măsline în salata mea de varză sau în salata mixtă pe care mi-o fac? Nu, niciun caz. De aceea vă zic, dacă consumați ouă, dacă consumați lactate, dacă consumați multă carne, aveți mare grijă cu aceste grăsimi sănătoase pe care le adăugați, pentru că vă pot sabota foarte ușor slăbirea, da? Numărul 2, șunca sau slănina. Acestea sunt grăsimi animale, da, care au foarte multe calorii. Nu chiar atât de multe calorii precum uleiurile acestea rafinate, uleiurile vegetale din magazin, da, dar oricum au foarte multe calorii și ele, au undeva peste 600 de calorii. La fel, trebuie evitate pe cât posibil, da? Mai bine mănânci o carne puțin mai grasă, mai bine mănânci un cârnat care are mai multă proteină decât să mănânci slănină, da? Slănină simplă. Știu că este foarte bună și slănina simplă, îmi place și mie cu muștar, cu brânză, cu pâine, cu ouă, cu roșii, îmi place foarte mult, dar încerc să mănânc cât mai puțin. Am mai mâncat câteva jumări în perioada asta de slăbit, dar cu toate astea am reușit să rămân într-un deficit caloric. Așa că mare grijă dacă vreți să slăbiți, aveți grijă foarte mult cu grăsimile astea animale, pentru că la fel au foarte multe calorii. Mie personal nu mi-e atât de frică de ele, toată lumea spune că domne sunt grăsimi saturate, că sunt grăsimi nasoale, că nu știu ce. Însă străbunicii mei, bunicii mei, părinții mei au trăit cu aceste grăsimi de porc, da, grăsimi saturate, cu slănină, cu cârnați. Și credeți-mă, n-a murit nimeni de la ele, au fost foarte sănătoși, au fost în putere, așa că mie nu mi-este atât de frică de grăsimile acestei animale, precum le este altora, însă asta e altă discuție. Important este că au foarte multe calorii și trebuie evitate într-o perioadă de slăbit. Numărul 3, untul sau untul de arahide. Toate unturile, tot ce începe cu unt, fie că este unt normal făcut din lapte, fie că este unt de oleaginoase, de arahide, de caju, de fistic, de mama naibii, ce unt mai e el, dacă este unt, da, chiar de cacao, untul de cacao. Orice începe cu unt trebuie să fie evitat, pentru că la fel are foarte multe grăsimi. Unturile au foarte multe grăsimi, nu contează de proveniența lor, fie că este animală, fie că este vegetală. Acestea au foarte multe calorii, au peste 600 de calorii pe 100 de grame, ceea ce este enorm. Și poți să mănânci foarte ușor 50 de grame de unt și să-ți iei peste 300 de calorii în fiecare zi dintr-o porție atâta, da? Foarte, foarte mică, o porție infimă. La fel cum v-am zis și mai devreme, dacă mâncați foarte multă carne, dacă vă mai place să mai mâncați și carne grasă, să nu mâncați tot timpul piept de pui, la fel cum îmi place mie, eu mănânc foarte multă carne de porc, dacă mâncați ouă, dacă mâncați lactate, dacă mâncați pâine, grăsimile sunt peste tot, nu aveți nevoie de grăsime pură, cum ar fi aceste unturi. Unturile nu au ce căuta în alimentația voastră când vreți să slăbiți. Numărul 4, oleaginoasele, nucile, caju, fisticul, migdalele. Absolut tot, toate oleaginoasele, toate semințele, da, semințele de floarea soarelui, toate semințele, toate ronțăilele astea sunt foarte, foarte sănătoase, însă au foarte multe calorii, credeți-mă. Au peste 600 de calorii și de aceea nu vi le recomand să le consumați. Se mănâncă foarte ușor, 100 de grame de nuci sunt aproximativ 2 pumni pe care îi mănânci imediat, în 5 minute, ce 5 minute, mai puțin, iei ras, poți să mănânci lejer 200-300 grame de nuci sau de oleaginoase, orice fel de oleaginoase și să iei foarte multe calorii, să iei peste 600 de calorii. Dacă vrei să te îngrași, mănâncă nuci, mănâncă foarte multe semințe pentru că sunt foarte bune, sunt și sănătoase, dar nu sunt nici nesaturate, n-au grăsimi nesaturate cum au grăsimile animale, mai ales dacă sunteți paranoici și nu vreți să fiți super sănătoși. Aveți impresia că dacă o să mâncați grăsime animale o să faceți, nu știu, o să vă crească LDL-ul și așa mai departe, colesterolul acela nasol. Mâncați grăsimi din oleaginoase, mâncați nuci, mâncați alune, mâncați tot felul de semințe pentru că sunt foarte bune și vă vor ajuta să creșteți în greutate. Însă dacă vrei să slăbești, acestea nu au ce căuta în alimentația ta. Cel puțin până îți atingi obiectivul. După aia, ușor, ușor le introduci, bineînțeles. Nu este nicio problemă acum. Nu zic să nu consumați niciodată și alimentele pe care vi le zic astăzi, în clipul ăsta, nu zic să nu le consumați niciodată. Vorbim doar de o perioadă de slăbit, când vreți să slăbiți, da? Și numărul 5, ciocolata. Fie că este ciocolată cu lapte, fie că este ciocolată din aceea sănătoasă, cu 90% cacao, nu trebuie să consumați asemenea lucruri. Dulciurile, în special ciocolata, știu că este foarte bună, știu că sunt foarte bune dulciurile în general și chiar dacă aveți impresia că ciocolata cu 90% cacao are mai puține calorii, vă înșelați amarnic pentru că nu sunteți în stare să vă uitați pe etichetă să vedeți câte calorii are. Ciocolata cu 90% cacao, pentru că are foarte mult unt de cacao, da? Are 600 de calorii față de o ciocolată normală care are undeva la 500 de calorii. Deci este enorm, enorm, enorm. Ciocolata aceasta sănătoasă cu 90% cacao, într-adevăr este mult mai sănătoasă, dar are mai multe calorii decât ciocolata cu lapte, vă dați seama? Și pentru că ciocolata este făcută dintr-o combinație de zahăr, de carbohidrați cu grăsimi, gustul este demențial. Orice combinație de zahăr, de carbohidrați cu grăsimi este demențial.
creierul vă va ura razna, nu vă puteți opri, nu vă puteți opri nici după 100 de grame, nici după 200, nici după 300 de grame, o să fiți leșinați, o să vreți din ce în ce mai mult să mâncați, o să vă crească și pofta de mâncare și nu este bună ciocolata, de niciun fel. Dacă la uleiuri te poți abține, adică nu-ți creează așa o dependență foarte mare, o poftă foarte mare să pui din ce în ce mai mult și te poți abține să pui decât o linguriță sau o lingură în salată, dacă la slănină sau la șuncă, da, la fel, te poți abține să mănânci câteva bucățele cu muștar, să-ți faci pofta sau cu niște brânză, e bine, ciocolata este mult mai periculoasă pentru că vă dă dependență foarte mare. Vă va lua razna creierul când o să simtă gustul de ciocolată pe limbă, pentru că această combinație de carbohidrați și grăsimi, cum am zis, este demențială, este extraordinar de bună. Aici la ciocolată putem să mai introducem și alte dulciuri, cum ar fi biscuiții, pentru că la fel au un conținut foarte mare de grăsimi, biscuiții au undeva pe la 450-500 de calorii, prăjiturile la fel, prăjiturile au foarte multe grăsimi, au cremele acelea, au ciocolată pe deasupra, cremele sunt făcute cu foarte mult unt, la fel au foarte mult zahăr în ele, au combinația asta de grăsimi cu zahăr care la fel îți creează o dependență extraordinar de mare, deci și prăjiturile trebuie să le evitați cât se poate, mai ales când sunteți la dietă, da? Și când nu sunteți la dietă, nu puteți să mâncați acum în fiecare zi câte 200-300 grame de prăjituri sau de ciocolată sau orice aliment pe care l-am spus în clipul acesta, pentru că au foarte multe calorii. Dacă mâncați câte 200-300 de grame din alimentele acestea, v-ați luat tot necesarul caloric. Vă dați seama cum puteți să mâncați decât 200-300 de grame și să vă luați 1800-2000 de calorii. E prea mult, e mult prea mult. Chiar dacă nu sunteți la dietă, totuși trebuie să aveți grijă cu ele, pentru că au foarte multe calorii și puteți ajunge foarte ușor în surplus caloric și să vă îngrășați. Nu zic să nu mâncați deloc grăsimi, repet, trebuie să mâncăm undeva minim 50 de grame de grăsimi, poate chiar 40-30 de grame, să zic minim. Dar credeți-mă, dacă mâncați lactate, dacă mâncați ouă, dacă mâncați multă carne, dacă mâncați avocado, da, dacă mâncați pește, toate lucrurile acestea conțin grăsimi și o să ajungeți foarte ușor la cantitatea de grăsimi care vă trebuie să fiți sănătoși, să nu suferiți o dereglare hormonală. De aceea vă spun că nu trebuie să mai adăugați grăsimi din acestea sănătoase. Vă faceți o salată, aveți impresia că e super sănătoasă, că și este super sănătoasă, că are foarte puține calorii și are foarte puține calorii, dar voi vă mai puneți niște ulei de măsline pentru că este foarte sănătos. Ok, dar ți-ai pus acolo 20-30 de grame de ulei, asta înseamnă 200-300 de calorii. De ce să faci lucrul ăsta? De ce să iei mai multe calorii din 30 de mililitri de ulei decât iei dintr-o salată care are 500 de grame, 600 de grame? De ce ai face lucrul ăsta? Nu înțeleg. De fapt, știu de ce ai face, pentru că este mult mai bună cu ulei. E mult mai nasol să mănânci salata fără ulei. Grăsimea dă gust la mâncare, ce să mai, până la urma urmei, asta este. Grăsimea este gustoasă, grăsimea dă gust mâncării, la fel și carbohidrații, la fel și zahărul, tot ce este dulce sau tot ce este gras este mult mai gustos. Iar dacă combini aceste două lucruri, ai terminat-o. Creierul ți-o ia razna, sunt prea bune. Mai sunt o grămadă de alimente care sunt dense în calorii, undeva între 300 și 500 de calorii pe 100 de grame, însă sunt foarte multe și nu vi le pot menționa acum pe toate, însă nu ca acestea. Alimentele pe care vi le-am spus eu astăzi au toate peste 500 de calorii și ajung până la 900 de calorii pe 100 de grame sau mililitri, ceea ce este enorm. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pe mine ajută foarte mult. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți pe Instagram, pe Facebook, la Miere TVO. Pentru că acolo postez mult mai des, postez în fiecare zi. Dacă n-ați văzut perioada mea de transformare corporală, singura transformare corporală live documentată din toată lumea, intrați pe acest canal în seria Otto Slăbește și vedeți acolo că am peste 100 de clipuri cu fiecare săptămână în parte, cu toate mesele, absolut tot ce am mâncat, am foarte multe sfaturi, foarte multe lucruri care să vă motiveze să slăbiți. Eu am ajuns la 41 de kilograme slăbite, vreau să ajung la 50 de kilograme slăbite, așa că am nevoie de cât mai mulți oameni, de cât mai mult suport să fiți alături de mine, să vă abonați, să activați clopoțelul de notificări, să vedeți clipurile, să lăsați like-uri, pentru că mă motivează foarte mult acest lucru. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole la cele mai mici prețuri. Avem zeci de reduceri la foarte multe produse, iar calitatea este garantată. Avem o grămadă de premii și diplome câștigate la târgurile naționale și internaționale apicole și credeți-mă, produsele apicole sunt foarte, foarte bune și foarte sănătoase. De asemenea, au mai puține calorii decât lucrurile pe care le-am menționat în acest clip. Eu consum în fiecare zi produse apicole, le iau în loc de suplimente. Astea sunt singurele mele suplimente și mă ajută extraordinar de mult, mi-a ajutat foarte mult corpul să fiu sănătos, să am energie și este fantastic, vă recomand să încercați. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!